Acest concert a fost organizat în luna noiembrie de către Fundația Studium. Formația Budapest Bar a venit special la Târgu Mureș pentru a susține concertul caritabil prin care s-a dorit sprijinirea elevilor de la Liceul de Artă din Târgu Mureș. De ce școala aceasta, de ce liceul de arte? Pentru că dumnealor au venit, au explicat, au cerut, iar curatorul Fundației Studium a considerat că este urgent să intervenim și să ajutăm cât putem. Din cei 2540 de lei adunați la concert, Fundația a cumpărat două videoproiectoare pentru Catedra de Arte Plastice. Și asta nu este tot. Printr-un proiect câștigat de Fundație prin fondul Bethlen Gabor s-au achiziționat mai multe instrumente muzicale, un flaut, un fagot și mai multe obiecte de percuție în valoare totală de 600.000 de forinți, la care se adaugă două calculatoare cumpărate din forțe proprii de către reprezentanții de la Studium. La liceul nostru, la secția Catedra de Suflat și percuție, sunt foarte mulți elevi care aleg instrumentul flautul, percuția, și instrumentul de fagot este un instrument care este ales mai rar și de aceea am cumpărat fagotul ca să avem un instrument bun și elevii să poată să aleagă acest instrument. Adevărul este că foarte des nu putem să reînnoim nici instrumentele, nici calculatoarele. Din acest motiv prind foarte bine acum aceste instrumente. Instrumentele de suflat, în special, sunt foarte scumpe, deci chiar și sunt foarte multiple, deci cel puțin 8-9 feluri de instrumente. Iar elevii care se vor bucura zi de zi de această donație, cum ar fi putut să mulțumească altfel decât dând viață instrumentelor pe care le-au primit? Sprijinirea Liceului de Artă din Târgu Mureș face parte dintr-un proiect mai amplu lansat în 2013 de Fundația Studium, cu scopul de a sprijini școlile din Târgu Mureș. Primii beneficiari ai programului au fost elevii de la Liceul Teoretic Boiei Forcă și Colegiul Reformat, care au primit mobilier pentru dotarea mai multor clase. Eu consider că e un program reușit, iată a doua ediție și o să aibă în continuare, o să fie în continuare școli care să primească aceste beneficii. Pentru următoarea ediție a programului, atât Școala Berna de Gheorghe, cât și Școala Generală numărul 7 și-au manifestat dorința de a face parte din acest proiect.